Sunt fratele lui Dragoș. Marcel sunt. De unde ai numărul meu de telefon? De la Dragoș. Cu ce ocazie ți-a dat numărul meu de telefon? Păi mi-a povestit despre voi, așa știi, și am zis că să vorbesc și eu cu tine. Ce crezi că rezolvi? De ce l-ameninți pe fratele meu? Păi nu crezi că am motive să-l ameninți? Eu în situația asta, deci sunt, încerc să fiu oarecum la mijloc, adică te înțeleg și pe tine. Mă rog. Eu am înțeles de la el că tu l-ai șantaj. L-am amenințat, pot să-i spun soției lui, pentru că eu nu am știut că este însurat. De seama, am avut o relație de 2 ani de zile cu el și mă trezesc că este însurat acum. Nu e normal să știe nimeni soția lui? Nu e normal să știe soția lui pe cine are în casă? Gândește că ai putea să distrugi o familie. Da, dar el nu s-a gândit când a fost cu mine 2 ani de zile? Că poate să-și distrugă familia? Adică eu sunt acum cea vinovată, nu? Îmi respect foarte mult familia și o căsnicie în general, dar gândește-te ce mi-a făcut. Adică 2 ani de zile a stat cu mine, ne-am văzut, vai, ce iubita mea, te iubesc foarte mult și deodată am aflat că este însurat. Dar tu când ai aflat că e însurat? Acum vreo 2 săptămâni am aflat că este însurat. Pur și simplu, cu o prietenă comună ne-am întâlnit și am discutat că m-a văzut cu Tărescu, dar știi că e însurat, zic, poftim, și de unde și până unde? Și uite așa, am aflat că este însurat. Cine ți-a zis ție că e însurat? O cunoștință comună și este o cunoștință cu o prietenă mea foarte bună. Ne-am întâlnit întâmplător. Și întâmplător, da, te-am văzut cu Dragoș. Zic, da, este iubitul meu. Ce iubit, că e censurat. Și nu, dacă m-am aflat, am putut de proastă, nu? 2 ani de zile, o relație, iubita mea, dragostea mea și să mă aflu că e censurat. Acum, când de ce mă ținea numai în casă? Ce-ți făcea? Când mă ținea în casă. Era frică să mă vadă cineva. Și eu am crezut vorba aia, și că mă iubea. El 2 ani de zile te-a ținut în casă sau? Da, adică de fiecare dată când vreau să ieșim, găseam motive. Că e obosit, că are nu știu ce de făcut, oricum nu ne vedeam zilnic, că na, așa aveam altceva de făcut, nu ne vedeam chiar zilnic și când ne vedeam, că se scuze, că e obosit, că nu vrea să iasă acolo, sau dacă ieșeam în locuri nu foarte publice. Mai ieșeam, dar nu în locuri foarte publice și lua tot felul de cadouri și cred că am închidea gura, zicea, gata, am prostit-o. Tot felul de cadouri scumpe și chestii de genul ăsta. Tu, după un an, să zicem, când ai văzut că te ține numai în casă, nu ți-ai dat seama că e ceva putred? Nu am gândit, pentru că în momentul în care spui că iubești o persoană, e vorba de încredere. Și voi unde vă vedeați? Mai mult la mine. Ne vedeam. Eu stau singură și venea la mine. La începutul relației mă tăram mai mult în apartamentele prietenilor. Găsea tot felul de scuze, că ai lui nu acceptă fete și că nu vrea să prezinte nicio fată părinților și chestii de genul ăsta. Și am zis, ok, fiind băiatul lui mama, m-am zis, da, știi cum sunt mamele de băieți. Stai seama că era penibil și pentru mine. Mă tăra toată ziua prin paturile prietenilor, nu? Chiar și-a bătut joc de mine și plus de asta m-a lăsat și în fundul gol. Mi-a luat și mașină și de îmbrăcat și bijuterie. Acum m-a lăsat și în fundul gol. Ce ai de gând în momentul ăsta? Ori îmi dă toate lucrurile înapoi care mi le-a luat, o dacă nu-i spun soției și gata. El o să-i spună lui nevastă să, băi, nu o cunosc pe asta, nu știu ce. N-am nicio treabă. Am dovezi, dragă. Am dovezi. Nu cred că e bine ceea ce faci. Dar de ce să nu fie bine? Dar chiar m-am săturat. Dar cine vorbesc? Cu cine vorbesc? Cu... Ce vrea? Ei, ce să vrea? Cică vrea să mă împace acum. Dar să reglăm situația, cică. Dar ce situație? N-avem ce... Eu cu cine vorbesc acum la telefon? Dar crezi că este singura, Mirela? O să plătiți? O să-i stricăm și căsnicia și tot? Auzi, domnișoară, dar eu sunt fratele lui Dragoș, da? Tu cine ești? Și a angajat avocat? N-are curajul să... Dar tu cine ești? Contează cine sunt? Bun, eu vorbeam mai înainte cu Mirela. Tu cine ești? Mirela nu este singură. Sunt o prietenă foarte bună de-a Mirelei. Bun, și? Și care-i treaba ta în povestea asta, că nu înțeleg? Că a rănit-o prea mult pe fata asta. Eu știu cât a suferit. Cum e posibil nesimțitul 2 ani de zile să se afișeze cu aura de îndrăgostit, cadouri peste cadouri, mașina la scară o vrem. Mașina... Înțelege că el are o familie. Eu nu vreau decât să-i dea fetei tot ceea ce i-a luat timp de 2 ani de zile. Și a pierdut 2 ani din viață pentru un nenorocit, ca să n-am cum să-i spun. Zim ce vrea concret. Ce vrea? Mașina, hainele, ceasul Rolex și altele. O să-i fac o listă, deci chiar o să-i fac o listă. Plus toate bijurile. Dar mașina nu e trecută pe numele ei. Da, ea a condus-o 1 an și jumătate. Ea a condus mașina. Mașina a avut-o la scară timp de 1 an și jumătate. Și el acum, eu ia înapoi? Adică el s-a folosit timp de 2 ani de zile de prietena mea
Și acum ia totul. O fabrică dă afară oameni. Așa. Și primesc salarii compensatorii. Așa. Prietena mea și-a dat 2 ani din viață pentru acest individ. Așa. Și acum ce să facă? Să stea cu mâna întinsă? Nu ți se pare corect să-i dea dreptul? I-a promis că o angajează. N-a angajat-o nici până în ziua de astăzi. Ea a renunțat la un job înainte să-l cunoască pe ea. Era secretară, dacă el își mai aduce aminte. Ascultă-mă ce-ți spun. A venit vremea când bărbații, însurați, vor plăti. Dar tu știi la ce mod l-a amenințat ea pe el? Da, știu. Tu știi că ea l-a înregistrat? Exact, știu. Sigur că da. Și? Ce știi? Ce știi, auzi, fată, când nu știi nimic? Auzi, măi, băiețelule, cine vorbește de mârșăvie? Voi vorbiți de mârșăvie? Dar 2 ani de zile, când a venit și a sărutat picioarele în casă aici... Cum să bagi telefonul mobil în pat să-l înregistrezi pe ăla în timp ce făceau dragoste? Sex? Da! Ce ți se pare așa ciudat? Că l-a înregistrat pe nesimțit. Vai, ce să-ți spun. Normal că l-a înregistrat pe nesimțit. L-a înregistrat în timp ce făceau... Normal, trebuia să aibă și fata o dovadă. Are o înregistrare din momentul în care făceau dragoste. Știu exact. Și asta nu este nimic pe lângă ce o să pățească fratele tău. Pe lângă ceea ce îi se pregătește. El nu are nicio idee. E normal ca să bagi telefonul mobil în pat în timp ce făceau un anumit lucru frumos. Să-l provoace să vorbească și să-l înregistreze în timp ce făceau. Deci mi se pare... Dar ți se pare corect ca 2 ani de zile să mă vezi ca iubita ideală, cadouri, să-mi aduci golf la scară și după 2 ani de zile să-mi iei? Ți se pare corect? Nu, drăguțule. Prietena mea nu și-a pierdut 2 ani din viață pentru ca un nenorocit să ia tot ceea ce i-a dat timp de 2 ani de zile și acum să-i le dea alteia. Probabil în perioada următoare o să aibă un termen într-o săptămână, maxim 2, să se prezinte la domiciliu pe care îl cunoaște eu foarte bine, cu tot ceea ce a luat și cu cheia de la mașină. O să aibă fotografii de-a făcute cu prietena mea prin excursii în poziții intime, că așa îi plăcea, era mai incitant să se filmeze, să se pozeze, să se prezinte la scară în următoarea perioadă, cu mașina, cu hainele, cu bijuteriile. O să țineți minte, o țineți minte pe prietena mea toată viața. În următoarea perioadă îi dăm termen. O săptămână, maxim 2 săptămâni, suntem în criză, n-avem timp să așteptăm. Mașina, hainele, bijuteriile, absolut tot, da? Prietena mea și-a lăsat serviciul. Niciun nenorocit nu-i face așa ceva prietenei mele. Îmi este mai mult decât o soră. Eu încerc să rezolv problema. El ce este dispus să dea ca să ne închidă nouă gura? Îți dai seama că nu știu ce poate să dea, bă, frate meu. Eu am sunat deocamdată... Păi dacă nu știi, de ce ai sunat-o pe prietena mea? Păi fată, nu... De ce ai sunat? Tu știi că eu sunt avocată? Așa vorbește o avocată? Acum nu vorbesc în calitate de avocată, dar acum vorbesc în calitate de prietenă foarte bună. Bun, dar mai înainte... De femeie mai presus de orice. De ce? Pentru că sunt femeie. Așa, e și? E o suferință foarte mare ceea ce a făcut fratele tău prietenei mele. Ce a făcut? Azi cu nevastă, mâine cu amanta. I-a zis până că și-o ia de nevastă. Cam cine se credea el pe fața pământului?